Bună seara, bine v-am regăsit! Dacă locuiți în capitală și vă nemulțumesc zilele astea ploaia și temperaturile relativ scăzute pentru perioada asta, ar trebui de fapt să fiți recunoscători. Numai vremea ceva mai răcoroasă ne-a salvat de o bombă ecologică din cauza gunoaielor adunate pe străzi. Astăzi, prefectul a decretat că deșeurile nu sunt încă un pericol și ca atare nu a declarat starea de alertă. Și ca responsabilitatea să fie împărțită, arată către autoritățile de mediu. Dacă ele zic că nu ne infectăm și nu ne mută mirosul nasul din loc, atunci e încă bine. Scandalul din sectorul 1 continuă, vorbim despre el ceva mai târziu. Tot pe lângă gunoaie vor trece și suporterii veniți să vadă primele meciuri din Euro 2020 care se desfășoară la București. Despre cum decurg pregătirile și care sunt regulile pe stadion, discutăm imediat cu ministrul sporturilor, Eduard Novak. Sunt Tudor Mușat, actualitatea, începem chiar acum. Mai întâi despre scandalul gunoaielor din sectorul 1, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat azi că nu sunt îndeplinite condițiile pentru declararea stării de alertă. Stoica recunoaște că sunt disfuncționalități majore în sistemul de salubrizare, dar spune că va căuta o soluție pentru a rezolva conflictul dintre autorități, firma de salubritate și sortatorii de deșeuri. Din notele de constatare primite de la aceste autorități, nu rezultă că ar exista un pericol iminent, de pentru care nu este întrunită a doua condiție prevăzută de lege pentru a exprima acordul cu privire la starea de alertă. Deci în acest moment, autoritățile responsabile în domeniul sanitar și de mediu nu consideră că amenințarea este suficient de gravă la adresa locuitorilor încât să se poată institui măsuri de urgență sau măsuri excepționale. Chiar dacă a decis că nu se impune starea de alertă, prefectul Capitalei susține că există disfuncționalități în serviciul de salubrizare din sectorul 1. Știm că există disfuncționalități în funcționarea serviciului public de salubrizare. Este un lucru evident pentru toată lumea și de aceea eu voi continua să caut soluții împreună cu primăria sectorului 1 și cu prestatorul, în așa fel încât disconfortul pentru cetățeni să fie cât mai mic și să nu ajungem să existe un pericol real pentru sănătate. Voi continua să cer autorităților să monitorizeze situația și în cazul în care acestea vor descoperi că există o amenințare, să putem să intervenim rapid. Alin Stoica vrea să găsească soluții pentru ca primăria să plătească direct datoriile către sortatorii de deșeuri. Punctul de blocaj rămâne același, anume relația dintre prestatorul din sectorul 1, adică Romprest, și unul dintre sortatori, Romwaste, generată de o creanță neachitată către sortator. Atragem atenția că și serviciile de sortare sunt printre serviciile de salubritate care trebuie asigurate în mod continuu, de aceea vom ține legătura și cu sortatorii, în așa fel încât să înțelegem în fiecare moment care este situația. Prefectul a fost întrebat cum a reacționat Clotilde Armand după aflarea acestei decizii. Eu am fost în legătură tot timpul cu toate părțile, inclusiv cu doamna primar. Având în vedere că acestea sunt prevederile legale, nu am cum să trec peste ele. Între timp, comisarul șef al Gărzii de Mediu București a declarat că nu sunt depășite valorile limită pentru poluare. Au fost prelevate probe. Nu sunt indicii că sunt depășite valorile limită. Cât despre problema șoarecilor din capitală, șeful Gărzii de Mediu din capitală a pasat răspunderea. Cu siguranță instituțiile cu atribuții în domeniu vor emite acte din care să rezulte răspunsuri la întrebările dumneavoastră și ale cetățenilor. Judecătoria sectorului 1 a admis azi o cerere a Romprest de executare silită a Consiliului Local al sectorului 1. Soluția luată de instanță e una fără cale de atac. Soluția pronunțată de judecătoria sectorului 1 admite cererea de încuvințare a executării silite și susține că este fără cale de atac. Întrebat despre decizia luată de judecători, prefectul Capitalei a răspuns. Știu că există litigii între Romprest și sectorul 1, iar litigiile trebuie să-și urmeze calea firească. Evident, orice fel de hotărâre ale instanțelor vor trebui executate. Dacă sectorul 1 are de plătit astfel de datorii, trebuie să le plătească. Primăria
sectorului 1 a publicat luni seară facturile achitate către Romprest Service. Este vorba de 13 facturi emise în perioada noiembrie 2020-mai 2021, în valoare de 23,7 milioane de lei. Ulterior, Romprest a publicat 21 de facturi despre care a susținut că nu sunt achitate, emise în perioada iulie 2020-martie 2021, pentru servicii prestate și confirmate pentru operațiunile de salubrizare, precum și facturile pentru activitatea de dezăpezire, în valoare totală de 116,5 milioane de lei. Cele mai vechi facturi aferente prestațiilor din anul 2020 înregistrează întârzieri la plată de peste 200 de zile, ceea ce înseamnă penalități de întârziere pentru soldul datorat de peste 12 milioane de lei, susține compania. Pe fondul scandalului deșeurilor, un atac grobian grav la adresa primăriței Clotilde Armand. Un consilier județean PSD din Vrancea, Ioan Micu, a comentat pe o rețea de socializare știrea despre atacul în trafic asupra primarului sectorului 1. Consilierul județean de Vrancea a scris că dacă era în Franța, Clotilde Armand ar fi fost răpită și violată. Ioan Micu este consilier județean de Vrancea din partea PSD. Politicianul a avut o remarcă grobiană în timp ce comenta știrea despre agresarea în trafic a primarului sectorului 1, Clotilde Armand. În Franța era răpită și violată zile în șir. Aoleu, stai că asta-i convenea bebelușei albe de Guadalupe, a scris PSD-istul într-un comentariu la o postare a deputatului USR Ionuț Moșteanu. După ce un alt utilizator Facebook i-a atras atenția că nu îi face cinste mesajul, Ioan Micu a replicat că este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Ulterior, Micu a explicat în presă că era beat în timp ce comenta pe Facebook. Regret, eu sunt mai sarcastic, îmi pare rău pentru situația creată. Am fost sunat de conducerea partidului de cei de la Vrancea, m-au mustrat. Regret, eram într-o dispoziție, băusem 2-3 beri la halbă. PSD-istul certat cu bunul simț a fost taxat dur de președintele Consiliului Județean Vrancea, liberalul Cătălin Toma. În condițiile în care Ioan Micu este consilier județean, gestul său afectează și imaginea instituției, motiv pentru care solicit public conducerii PSD Vrancea, care o mai fi că nu se știe prea bine, sancționarea membrului social-democrat pentru derapajul de care a dat dovadă. Trebuie să ne delimităm clar de astfel de ieșiri necontrolate. Respectul și decența trebuie să primeze, indiferent de culoarea politică a celor care ajung să aibă opinii contrare, a scris șeful instituției. Mai multe despre scandalul gunoaielor și cum a intrat și Consiliul pentru combaterea discriminării pe fir în cazul atacurilor la adresa Clotilde Armand, ceva mai târziu în actualitatea. Ziua eroilor a fost sărbătorită azi la monumentul mormântului ostașului necunoscut din Parcul Carol I. La ceremonie au participat șeful statului Klaus Iohannis, premierul Florin Câțu, vicepremierul Dan Barna și președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban. Ziua eroilor se celebrează de înălțare în semn de recunoștință față de militarii români care au murit pe câmpul de luptă. Soldat Dinu Nicolae, căzut la datorie în războiul de independență la Grivița, Bulgaria. Soldat Toma Stan, căzut la datorie în al doilea război balcanic în Bulgaria. Soldat Călin Ion, căzut la datorie în primul război mondial la Uituz. Soldat Vasile Gheorghe, căzut la datorie în primul război mondial la Orșova. Soldat Preda Ion, căzut la datorie în primul război mondial la Mărășești. Soldat Roșca Ioan, căzut la datorie în al doilea război mondial la Stalingrad. Soldat Badea Florea, căzut la datorie în al doilea război mondial la Budapesta, Ungaria. Soldat Stoica Florea, căzut la datorie în al doilea război mondial la Percupa, în Ungaria. Sublocotenent post-mortem Kira Claudiu, căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan. Sublocotenent post-mortem Vulpoiu Claudiu Constantin, căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan. Cei mai importanți oameni din stat au adus un omagiu eroilor români căzuți în teatrele de operațiuni. Premierul Florin Câțu a trecut în revistă numele soldaților români morți pe front. Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit atât militarilor cât și medicilor care și-au pierdut viața în pandemie. Lecția de devotament, altruism, patriotism
și spirit de sacrificiu pe care o reprezintă jertfa eroilor neamului românesc, trebuie să ne inspire pe toți să ne apropiem mai mult de valorile pe care este clădită România modernă. Unitate, democrație, prosperitate și solidaritate. Recunoștință veșnică eroilor noștri. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Ziua eroilor se sărbătorește în fiecare an odată cu înălțarea Domnului. Tradiția datează încă din 1920, când s-a marcat un an de la semnarea tratatului de la Versailles, prin care s-a consfințit crearea României mari. Rezultate excepționale în urma spectacolelor pilot de la Cluj și București. După aproape o lună de la cele două evenimente, autoritățile au anunțat că un singur participant dintre cei prezenți la cele patru spectacole s-a infectat cu SARS-CoV-2. Nu-mi ține să le vă rog, mă, dar mă strigă fie în starea care el nu poți să-l las singur. Ce-i singur? Ce-i singur? Succes răsunător în urma spectacolelor pilot organizate la Cluj și București. Ministerul Culturii a derulat în intervalul 14-16 mai două evenimente cu public, atât în interior cât și în exterior. Acestea au avut loc în interior la Opera Națională București, la Teatrul Național București și la Opera Națională Română din Cluj, iar în exterior la Opera din Capitală. O singură persoană dintre cele prezente a primit un rezultat pozitiv după 8 zile de la concertul organizat la Opera Națională din Cluj, ceea ce poate însemna, spun epidemiologii, că s-ar fi infectat în altă parte. Au participat 1300 de persoane la cele patru evenimente, 3 în interior și unul în aer liber. La București am avut 3 evenimente, 2 în interior și unul în aer liber. La Cluj, un eveniment în interior. În București nu a fost identificat niciun caz. În Cluj-Napoca, o singură persoană a fost depistată pozitiv în urma efectuării unui test rapid în data de 23 mai. Asta înseamnă la 8 zile după desfășurarea evenimentului. Condițiile de participare nu au fost foarte stricte, astfel că fiecare spectator a prezentat la intrare dovada că fie a fost vaccinat contra COVID-19, fie a trecut prin boală, iar cei care nu îndeplineau cele două condiții au prezentat un test negativ. Toți cei care au participat au fost monitorizați de către autorități în următoarea perioadă. Persoana în cauză era vaccinată cu schema completă de imunizare, cu mai mult de 10 zile de la administrarea acesteia, iar concluzia evidentă este că acest caz unic nu este statistic relevant sau reprezentativ pentru evenimentele pilot în ansamblu, mai ales pentru că este foarte posibil ca infectarea să se fi produs la o dată ulterioară evenimentului. Pe recomandările Organizației Mondiale a Sănătății apare termenul între 4 și 6 zile ca termen o eventuală infectare de un eventual context sau eveniment. Concluziile organizatorilor arată că astfel de evenimente sunt sigure dacă sunt îndeplinite condițiile vaccinării, trecerii prin boală sau un test negativ. Totodată, autoritățile atrag atenția că e nevoie ca românii să se vaccineze pentru a se ajunge la imunitatea de grup, care va stopa definitiv pandemia. Euro 2020 începe mâine, iar pandemia își face încă simțite efectele, exceptând Puskás Arena din Budapesta. Nicăieri meciurile nu se vor juca în fața unor tribune pline. Capacitatea permisă va oscila între 25% și 50% din cea maximă. La București se organizează 4 meciuri, 3 din faza grupelor și unul din optimi. Discutăm despre asta cu ministrul tineretului și sporturilor, Eduard Novac, în direct cu noi. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bună Până seara. La urmă, ca să lămurim chestiunea numărului de participanți pe stadion, cum rămâne? Câți vor putea fi prezenți? 25%, ultimul meci până 50%. Și diferența dintre 25 la 50 trebuie să fie persoane vaccinate, adică poate să se prezinte la stadion cu un test PCR de 72 de ore, test antigen, dar trebuie să se vaccineze acolo. Bun. Există un set de pași pe care trebuie să-i facă fiecare dintre cei care doresc să ia parte la un meci? O procedură? Da, sunt centre medicale unde se vor
vor trece prin aceste centre, trebuie să aibă buletinul, trebuie să aibă la ei biletele și documentele care dovedesc faptul că au test negativ, test PCR, sunt vaccinați cu două rapele, trecut de 10 zile deja de la ultimul, de la al doilea rapel, și în baza acestor documente o să primească o brățară și poate să intre pe teritoriul stadionului. Recomandarea dumneavoastră, recomandarea autorităților privind, eu știu, lucruri care trebuie făcute cu ceva timp înainte de prezența la stadion sau cu cât e bine să se pregătească înainte participanții? Cu siguranță, ideea este că nu vrem să se aglomereze acolo spectatorii și vrem să evităm acest lucru. Pe fiecare bilet va fi recomandat ora la care trebuie să fie prezent spectatorul, adică cei care vor asista la meci. Și trebuie să ia în calcul că acest procedeu o să ia puțin timp și mai bine să fie acolo la fața locului cu un timp care poate să parcurgă acest procedeu. Știu că au existat discuții, domnule ministru, despre cum se poate suplimenta numărul biletelor, având în vedere oscilația asta între 25 și 50% din capacitate. Aveți o lămurire în sensul ăsta? Nu am lămurire. Deci primele trei meciuri se joacă cu 25%, iar ultimul meci 25%, putem merge până în 50%. Chiar legat de managementul biletelor, în măsură sunt cei de la FRF care se ocupă de acest lucru, cum manageriază și cum împart aceste bilete. Da, între timp Primăria Capitalei a anunțat că prin centru, acolo unde de ceva timp era zonă pietonală în weekend, în mod excepțional în weekendul ăsta nu va fi, tocmai pentru că ar trebui să se miște lumea cât mai rapid în perspectiva participării la acest campionat. Și de asemenea știu, domnule ministru, că s-a pus problema să se dea o ordonanță de urgență prin care cei care au cumpărat bilete la meciurile din capitală să aibă transport gratuit cu metroul și pe linia care face legătura între aeroportul Otopeni și oraș. Există în sensul ăsta vreun pas făcut mai departe? Da, ieri în ședința de guvern am aprobat acest lucru. Deci toți cei care au bilete au gratuitate pe metrou, au gratuitate pe tren și autobuz. Acestea sunt promisiunile și a fost o condiție când s-a contractat acest eveniment anul trecut. Ce se va întâmpla cu zona din jurul stadionului în capitală? Sincer să vă spun, ieri am avut ultima ședință interministerială, am parcurs toate zonele din jurul stadionului, în stadion, totul este pregătit și cu siguranță Ministerul de Interne se ocupă de această securizare. Vrem ca totul să fie sigur și desigur sub condițiile UEFA. Acestea sunt stabilite. S-au lămurit și toate condițiile în care se antrenează echipele participante? Da, se antrenează pe cele două stadioane, pe Arcul de Triumf, pe Ghencea și am văzut ieri, am rămas surprins cât de frumos poate să arate stadionul național, branduit, curat, pregătit. Și îmi doresc sincer ca și după campionatul european acest stadion să fie menținut în această stare și să fie folosit la maxim. Da, care e, eu știu, mesajul de transmis celor care participă, care doresc să participe la meciurile astea? Suntem încă așa un pic bulversați de ultimele luni. E ieșirea asta din pandemie probabil derutantă pentru mulți. Care e, eu știu, regula de respectat, mesajul dumneavoastră?
Eu le urez în primul rând să se bucure, este o sărbătoare pentru noi, însă să nu uite faptul că încă nu suntem chiar atât de liberi, dar să fim disciplinați pe stadion, să respectăm regulile de sanitare și să fim cât mai rezervați, dar cu toate astea să ne bucurăm de această șansă pe care o avem și cred că toată lumea în această perioadă de pregătire și FRF și guvern și toate ministerele au dat din ei 100% ca să putem să salvăm această competiție și să iasă o competiție într-adevăr frumoasă. Ce n-avem e o participare românească, dar asta e altă discuție pentru altă dată. Ne întreabă foarte multă lume care e regimul purtatului măștii pe stadion în această competiție. Pe tot teritoriul stadionului trebuie purtat măștile. Asta este cerința UEFA. Da, mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile, domnule ministru. Liderii de la summitul G7 vor cere Organizației Mondiale a Sănătății o nouă investigație transparentă asupra originii coronavirusului. Apelul a fost inițiat de administrația președintelui Joe Biden și urmează deciziei președintelui american de a extinde această anchetă. Serviciile secrete americane susțin că teoria că SARS-CoV-2 a scăpat dintr-un laborator e în continuare foarte plauzibilă. O investigație la fața locului efectuată de experții OMS la începutul acestui an a concluzionat că este extrem de puțin probabil ca pandemia să fi început într-un laborator. Pe lângă faptul că va cere OMS o nouă investigație transparentă asupra originii coronavirusului, în concluziile summitului G7 din acest an va exista și un angajament de a aborda munca forțată în lanțurile de aprovizionare globale, inclusiv în sectoarele serelor și confecțiilor și în cazul în care implică munca forțată a minorităților. Într-un atac clar la adresa conducerii Chinei, angajamentul îi obligă de asemenea pe lideri UE, SUA, Canada, Japonia și Marea Britanie să ia măsuri împotriva Beijingului ca urmare a relelor tratamente aplicate musulmanilor uiguri din Xinjiang. Concluziile summitului vor include și o promisiune de a pune capăt restricțiilor comerciale inutile privind exporturile de vaccinuri, alături de angajamente de trecere la vehicule cu emisii zero și o promisiune de noi fonduri pentru a aborda urgența climatică. G7 se va angaja de asemenea să livreze 1 miliard de doze suplimentare de vaccin COVID-19 în cursul anului viitor pentru a accelera protecția globală împotriva bolii. Înainte de sosirea sa la summit, Biden a declarat că Statele Unite se vor angaja să cumpere 500 de milioane de doze de vaccin pentru a fi distribuite în țările în curs de dezvoltare. Când ne întoarcem în foarte scurt timp, discutăm despre scandalul gunoaielor de la sectorul 1 și de asemenea despre fricțiunile dintre partide, noi motive, o să vedeți, acuzații de extremism ajunse până în Parlamentul European și primele fricțiuni de asemenea la vedere între Florin Câțu și Ludovic Orban în competiția pentru șefia PNL. Rămâneți cu noi!